Deși peste 66% dintre clujeni declară că sunt dispuși să se mute în alt oraș pentru un loc de muncă mai bun, ei sunt locuitorii cei mai puțin dispuși la relocare, relevă datele unui studiu efectuat în 6 orașe din țară, conform cercetării realizate în toamna anului trecut în Brașov, Oradea, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca și Târgu Mureș. În rândul candidaților de la târgul de cariere, 66,26% dintre respondenții din Cluj-Napoca au afirmat că ar accepta un loc de muncă în altă localitate, fie în țară, fie în străinătate. Datele culese relevă faptul că, după sibieni, clujenii sunt locuitorii cei mai puțin dispuși la relocare. La polul opus, 78,4% dintre ieșeni ar schimba orașul pentru un job mai bun. Același lucru l-ar face 71% dintre bihoreni, în timp ce în Mureș, procentul disponibilității la relocare este de 69%, iar în Sibiu de aproape 65%. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 1160 de persoane, dintre care 326 de clujeni.